Udinu. De sus acolo la gar. Nu, unde era Udinu, unde era Cătălin. Unde era Cătălin la Romar? Da. O dea afară pe ăla? Da, l-a dat afară. L-a dat afară? Păi da. Ce știa ce domeniu de activitate? Nu știi? Hmm? Ce domeniu de activitate? Ce va da acolo? De cu o floră, de cu o fan, de cu un drag. Trebuie să le sudați acolo. Ce? A zis că vine ei cu aparat de sudură luni și își fac acolo. Da, de bine. Roșile care au. Vor și ei camere de la vedere. Bine, și cu dispărea trebuie să facă ceva. Astăzi aveam un domn la mine dimineață. V-am spus să achitați doar două facturi, facturi la Prista. Păi, de ce mi-au rămas decât 10.000 de lei din 126? Pentru că chiar pe ce s-o pădeam. Unde vreți să ajungeți? Lasă-mă oriunde. Eu vreau la spital să ajung, dar mă lași unde pot să Eu mă duc acasă, de asta vă întreb acum. Și las mașina și apoi mă duc. Da, dar lasă-mă și pe mine. Ia-o pe la Sfânta Vineri, pot? Da. Să mă lași la Sfânta Vineri. Pe unde trebuie să ajungi? La spital. Acolo, dar lasă că poți să mergi de la Sfânta Vineri. Ca să nu mai dute și ia Lugano mai repede. Mă lași la Sfânta Vineri ca să te duci tu direct de acasă. Să iei Lugano. Doamne, ce zi a fost asta? Ce zic că și directorul zice, cred că aveți nervi. Zic că nu puțin, că zic trebuia să chem ori pe cineva de acasă, vor taxiul. Deci așa se mai întâmplă câteodată. Acum ce nu e și acum tu? Da, nu ai și punctul. Bine că am mai stat un pic, dar am făcut și avizul ăsta. Vezi că totuși a fost ceva. Cam acum am întârziat numai prin doctorița. Asta e, da. Ea stă cel mult până la 1. Cel mult. Bine, acum. Cel mult. Nu mai trebuie să ne gândim că ne gândim deja. Și până la urmă ăla rămâne Codoian la LSP-ul ăla de minus 20? Hmm? Ăla va fi Codoian la LSP. Da. Și să știi că nu mi-a... Trebuie să anunț și la Carrefour. Am probleme foarte mari la Carrefour, iar cu 390 în loc de 445. Înțelegi? Cu prețul nu mi-a deloc factura. Trebuie să deschidem tichet. Dar unde deschidem? Luni. Vin să vă iau, nu? După... Da, luni, da. Nu, nu. Acum nu. Nu mai vin să vă iau. Nu mai vin să vă iau. Deschidem luni tichet. Vedem și ce mesaj îmi dau ei în portal, știi? Atunci îmi spunea să emit factură de corecție. Acum să văd ce îmi zice, știi? Că eu am trimis astăzi, am băgat în portal, e procesată, și să vedem ce zici. Trebuia să fac factură de corecție. La factura asta mă duc cu factură de corecție. Încerc așa. Deci nu să-mi zici înainte de să fac factură de corecție. Și pe urmă vedem ce mesaj dă. Am introdus-o normal, n-a luat-o. Dar
prețul